Vom vorbi astăzi despre un nou creepypasta, un nou mister foarte interesant. O să vorbim despre lumea lui G-Man. Pentru că dacă stăm să ne gândim, cine este cu adevărat acest G-Man? Noi astăzi vom susține două teorii prin care vom prezenta în câteva secvențe cum s-a realizat de fapt toată ideea. Deci, să începem. Prima teorie este cum că G-Man este personajul secundar al jocului Half-Life și Half-Life 2, care bineînțeles are și acele episoade, dar noi o să vorbim numai și numai legat despre Half-Life 1 și Half-Life 2. Prima teorie este cum că de ce acest G-Man, care nu se știe mai nimica despre el, cum că este doar un simplu director al companiei Black Mesa, a complexului Black Mesa și el pur și simplu știe cam tot ce s-ar întâmpla. Adică, nu știu dacă ați observat sau ați jucat jocul, dar de fiecare dată o să explic mai pe scurt ideea cum că G-Man te urmărește mereu și mereu este fix când îți pierde ție cheful de văzut o chestie și ești concentrat pe o chestie și când treci de un nivelul ăla, îl întâlnești într-un colț anume, se uită la tine și trece pe lângă tine, pur și simplu îți închide unele uși ca să te bagi în dificultate. Bun. Să trecem un pic la subiect. G-Man, aici intervine cam în această teorie vor interveni cam vreo trei tipuri de probe. Acele probe sunt prima constatare s-ar zice că G-Man ar fi un extraterestru creat de pe lumea Zen și trimis pe Pământ sub formă de pământean, numai ca să poată să îl pună la testare pe Gordon Freeman, care este protagonistul jocului, este pus la testare de către G-Man. Îl punem la tot felul de chestii, știind G-Man, știind toate momentele și tot ce s-ar întâmpla. Explozia, tot. S-ar zice că el ar fi sabotat totul, numai ca să pice toată vina pe protagonistul nostru. A doua probă ar fi că G-Man este pur și simplu, nu știu dacă o să faceți o mică constatare sau o realizare, dar G-Man poate să fie chiar Gordon Freeman, o parte dintr-un alt într-un alt univers paralel care de fapt G-Man a fost adus printr-un anumit portal dintr-o lume paralelă, care de fapt G-Man ar fi Gordon Freeman, cumva, asta rămâne la îndemâna voastră. Și a treia probă, care nu știu dacă ar fi chiar cea mai sigură sau cea mai așa, s-ar zice că ar fi un fel de spirit călăuzitor al lui Gordon Freeman. Ce înseamnă chestia asta? Dacă ați observat o chestie, dacă încercați cu no clipul în Half-Life 1 să intrați în biroul lui și să încercați să trageți sau să dați în el, pur și simplu, o să vedeți că iese ori scântei, ori
zice-ți de-astea, bucăți, o să sară bucăți de lemn. Aici se constă că Jimen ar fi un fel de spirit călăuzitor care este totodată are și un God mod, care nu poate să moară niciodată, numai tu îl vezi și pur și simplu îi se arată celălalt ca fiind un simplu om. Dar tu îl vezi pur și simplu că te pur și simplu te urmărește mereu și mereu. A doua teorie constă în felul următor. La început și sfârșitul jocului Half-Life 1, te întâlnești de fiecare dată cu el. La început îl vezi într-un metrou, peste câteva minute îl vezi în birou, deși metrou pleca spre ieșirea complexului. Și după câteva minute de joc îl găsești într-un birou vorbind cu un angajat de acolo. Asta este o primă chestie dubioasă, pentru că pe tot parcursul jocului, cu câte nivele avansezi în urma jocului, îl vezi de fiecare dată după tine. Nu îl vede nimeni decât tu. A doua chestie este că G-Man, la sfârșitul jocului Half-Life 1, îți povestește cum că tu ai intrat într-o comă anume și te-ai trezit într-un alt fel de univers în care el îți povestește cum că tot laboratorul s-a autodistrus din cauza experimentului și că tu ai fost singurul supraviețuitor din acel joc. Pe urmă, îți zice ceva de genul că trebuie să aici se face o mică legătură cu Half-Life 2, care este ceva de genul explicația. Îți reamintește că s-a distrus laboratorul și te trimite în viitor ca să rezolvi o altă problemă, un alt indiciu și toate cele.